Ok, salut tuturor, eu sunt Tip și astăzi facem un nou episod de Clash of Clans. Ei bine, astăzi m-am gândit să vorbim despre un lucru, de fapt despre două lucruri foarte populare, adică s-ar putea, adică sigur majoritatea dintre voi le știți deja, dar acest videoclip este făcut pentru cei de TH mai mic care încă sunt virgini în ale Clash of Clans și învață chestii. E bine, astăzi o să vorbim despre farm și push. Înainte de toate o să vă explic ce înseamnă farmul și ce înseamnă push-ul. E bine, farmul este... farmul de fapt reprezintă atacurile în care te duci numai pentru resurse. În care baza sunt resursele. Rush-ul sunt atacurile... cuprinde atacurile, push-ul, nu rush-ul, push-ul, cuprinde atacurile în care nu te interesează de trofee, de resurse, dar vrei trofee. O să vă dau și un exemplu de atac pentru push. Avem aici un atac pe un TH9. Ei bine, puteți vedea cât de puține resurse iau eu din atacul ăsta, adică 150.000 de gold și 200.000 de elixir, adică mai nimic. Probabil pentru unii dintre voi la TH mai mic vi se pare o chestie destul de wow, dar cel puțin pentru TH8 e aproape inutil. În schimb am atacat această bază pentru că oferea foarte foarte multe trofee în cazul în care o băteai. Mă rog, în cazul în care o băteai cu 3 stele. Eu am impresia că i-am luat decât 2 și nu am luat toate stelele disponibile. Dar oricum, puteți vedea că pur și simplu eu am trântit toate trupele acolo. Să fiu sigur că fac procentaj. Nu m-a interesat de resurse. Adică să zicem că băi, putea să mă intereseze Dark Elixir-ul. Și atunci veneam și eu de pe partea asta cu Dark Elixir-ul, cu pompele astea pe aici, dar nu, eu am venit pur și simplu din colțul ăla, să fiu sigur că iau ceva procentaj. Și da, aici i-am dărâmat TH-ul, foarte easy, foarte easy, deja aveam niște trofei garantate și asta m-a interesat pe mine de fapt. Și 50% oricum, deja eram conștient că nu am nicio șansă să iau 3 stele. Adică, mă rog, nicio șansă, nicio șansă, nu. Mai aveam destul de multe trupe în picioare, niște peca, un golem întreg aproape. Și erau niște mici șanse, dar, mă rog, cu un singur wizard nu prea aveam ce să fac. Oricum, din câte îmi aduc aminte, nici nu mai eram lângă telefon în momentul acestui atac, în acest moment al acestui atac. Deja plecasem, am văzut că am luat o stea, pe urmă pur și simplu le-am lăsat, am venit, am pus heals pe ăla și m-am întors din nou la treaba mea. Și da, deci cam asta e ideea cu atacurile pentru push. Poate vă gândiți, băi, dar de ce aș da eu atacuri pentru push? De ce aș pusha? Ei bine, unele clanuri, de exemplu și ăsta în care sunt eu, mai avem perioade în care dăm push de trofee ca să urcăm cu clanul și pur și simplu pentru că arată sexy. Ei bine, cu push-ul, ce mai puteți face voi cu push-ul este să urcați într-o ligă mai mare, mă rog, de fapt liga mai mare care contează, de unde încep lucrurile să conteze, este Crystal, pentru că îți dă loot bonus, la loot bonus îți dă Dark Elixir, chiar dacă îți dă foarte puțin, adică undeva cred că 200, sta să văd dacă putem afla. Nu că sunt gold 2 și nu văd. Mă rog, ideea e că vă dă Dark Elixir și de la Crystal încolo vă tot dă Dark Elixir din ce în ce mai mult și asta e o chestie super super ok, mai ales dacă ești de exemplu TH7 și ai nevoie de Dark Elixir pentru Barbarian King. E o idee destul de bună să dai un push până în Crystal 1-2, dai câteva atacuri pe acolo să iei niște loot. Mă rog, dacă iei și din atac niște Dark Elixir ar fi perfect, pentru că împreună cu ăla de la bonus se strânge destul de mult, mai ales pentru un TH7. Și te-ai scos, ce pot să spun.
De asemenea, puteți da push, pentru că, mă rog, eu când zic, vorbesc de push, vorbesc despre push în rankuri, în ligi mari, adică de la Crystal 2 în sus, așa, Crystal 2, 1, Master 3, Master 2 și cam pe aici am ajuns eu maxim, pe alte conturi. Faza este că la un moment dat, când vedeți că, bă, hai că am început să atac bine, am trupe bune, hai să dau un push la un de, într-o ligă mai mare, într-un rank mai mare, rank, ăla e în CS. Și, mă rog, ideea e că la rankuri, ligi mari, găsiți foarte multe resurse, da, foarte multe resurse. Și dacă aveți trupele făcute, puteți lua acele multe resurse și să vă faceți și baza mare, cu ziduri de level mare, defensuri de level mare și tot așa. De aceea, într-un episod pe care aveți linkul de la el în descriere, cu ordinea în care să vă upgradați trupele, un episod destul de interesant, să treceți și pe acolo, de ce nu. Și da, deci asta e ideea cu push-ul. Vă duceți doar pentru trofee, nu vă interesează că pierdeți elixir. Chiar dacă probabil unii dintre voi vă întrebați, păi dar cum să dau eu push dacă nu fac elixir, că nu mai am elixir pentru trupe. De obicei push-ul se dă când ești destul de maxat sau când ai terminat cu upgrade-urile și chestii pe bază de elixir, că în rest faci destul de mult elixir pentru atacuri din mine și pompe, mai ales dacă ești ca mine, adică să nu ataci foarte des, să nu intri foarte des în joc și să, na, să te focusezi pe și să ataci des. Mă rog, eu atac foarte rar și mi-ajunge elixirul pe care îl fac. E bine, aici avem un atac pentru loot. E bine, am uitat să mă uit câte stele sau dacă i-am la stele, dar oricum, ideea cu farmul este în felul următor. Când vă duceți și-l atacați pe unul, nu vă interesează că după ce v-ați consumat trupele sau după ce pur și simplu i-ați scos de resursele, că mulți au de exemplu resursele în pompe și mine, după ce le-a scos până, nu vă interesează că, bă, n-am la nicio stea. Aia se mai întâmplă, pleci. Ți-ai luat resursele, asta te interesează pentru că tu faci farm. Adică, o să vedeți și în atacul ăsta. Mă rog, eu aici i-am luat cam, am impresia că i-am luat totuși o stea. Adică, cel puțin aveam nevoie. Pentru că voiam acest Dark Elixir neapărat și ca să ajung până acolo sunt destul de singur că iau și 50%. Nu uite, am avut noroc cu Wizzy că s-au dus direct acolo. Mă rog, ideea e că în general pentru farm că trebuie să căutați baze cu foarte foarte multe resurse, de la 300.000 în sus, de preferat o bază inactivă care are toți acești 300.000 în mine și pompe care de obicei sunt puse pe lângă bază, nu înconjurate cu ziduri și chestii. Și na, dacă voi vă veți focusa să vă duceți să luați decât strict pompele, strict minele, nu o să luați 50%, o să luați undeva în jur de, cât să zic, cred că 20% toate împreună, așa. Și nu veți câștiga, dar voi, dacă sunteți pe farm, nu o să vă intereseze. Puteți scădea oricât în resurse, în trofee, dacă sunteți pe farm, atâta timp cât faceți resurse, nu vă interesează. Și da, hai să vedem dacă putem găsi acum un atac pentru resurse. De asemenea, vă recomand când atacați pentru resurse să atacați cu trupe ieftine pentru a folosi cât mai puțin elixir și să vă rămână vouă cât mai mult pentru upgrade-uri și mai știu eu ce faceți voi pe acolo. Da, de exemplu, o tehnică bună care nu necesită foarte multe resurse este barci, adică barbari și arcași. Știu că nu sună așa de wow, dar e destul de bun. Adică
chiar își face treaba. Eu într-un live de 3 ore, de acum, cred că o săptămână, am atacat, deci timp de 3 ore, numai barbar și arcaș, fraților, și efectiv mi-am umplut storage-ul de elixir, am terminat cu 6 milioane de elixir în storage și am făcut în total și 6 milioane de gold, fraților, în 3 ore mi-am făcut la zidurile de să mă spăl cu ele pe cap. Hai mai repede cu Dark Elixir-ul, în sfârșit, finally, am luat și gold, am luat și Dark Elixir-ul. Nu mă interesează elixirul normal pentru că, na, am deja. Și uitați, în momentul ăsta aș putea să închei atacul. Deci chiar și mai devreme când nu lasem TH-ul, pentru că îmi lasem Dark Elixir-ul, îmi lasem gold-ul. Puteți să dați înapoi să vedeți că în momentul în care lasem și gold-ul și Dark-ul, eu nu aveam nicio stea și în cazul în care nu mai aveam trupe, puteam să plec foarte liniștit, pentru că mi-am luat resursele și nu mă interesează că n-am luat și trofee, pentru că na, sunt pe farm. Acum, mă rog, de fapt acum sunt pe push, dar am vrut să vă dau vouă un exemplu. Oh my god, Wizzy ăia. Și da, putem încheia atacul, deja nu mai are nicio importanță, că na, mai am un singur wizard și urmează să moară și ăla. Aici avem bonusul, de exemplu dacă eram în cristal, vedeam și aici plus niște dark elixir. Destul de puțin, ce-i drept, dar pentru un level mai mic la TH contează fiecare picătură în parte, credeți-mă. Și iau, deja, pac, încă un zid și am înconjurat și asta. Și mă răbădea oameni bun, cam asta a fost tot episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a ajutat cu ceva, sper că ați înțeles ceva. Și da, eu am fost Tipi, nu uitați să dați și voi un like acestui episod și ne revedem data viitoare. Ciao.